Mă întreabă în legătură cu AMEU de la transporturi. Am răspuns de fapt la asta, că nu este la, la Ministerul Transporturilor, este la Ministerul Fondurilor. Dezvoltarea sistemelor informatice. Da, domnul Ghiță, sunt perfect conștient că avem nevoie de sisteme informatice. Aș fi vrut să le putem dezvolta cu companii contractoare. Din păcate, sau din fericire, nu știu cum să zic aici, decizia a fost luată înainte să vină la Minister și nu de doamna Răducu, de a se face cu resurse interne ale Ministerului și ale Serviciului de Comunicații Speciale acest proiect. Și oamenii spun că se fac toată această decizie pentru a se evita achiziții publice pe care dumneavoastră le fraudați în mod sistematic prin firmele pe care le controlați. Veniți la mine personal? Da, la noastră personal.